Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța a fost solicitată prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină pentru asanarea unor elemente de muniție neexplodate descoperite într-un cimitir din localitatea Mircea Vodă. La fața locului au fost găsite 233 cartușe calibrul 7,92 mm din cel de-al doilea război mondial, cartușe de infanterie utilizate la puștile mitraliere. Echipa pirotehnică a efectuat și operațiuni de cercetare-detectare în perimetrul respectiv în vederea găsirii unor eventuale noi elemente de muniție. Cartușele de infanterie au fost transportate în condiții de siguranță și depozitate în vederea distrugerii.